Capitolul 3. Dregerea zidurilor Ierusalimului Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hananeel. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiului lui Sena au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile în cuietorile și zăvoarele. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabel. Alături de ei a lucrat Țadoc, fiul lui Baana, Alături de ei au lucrat tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile în cuietorile și zăvoarele. Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul și oamenii din Gabaon și Mitzpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat. Alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Alături de ei a lucrat în fața casei sale Edaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hashabnia. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hashub, fiul lui Pahat Moab. Alături de ei a lucrat cu fetele sale, Shalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Hanun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii, au zidit-o și au pus ușile, cuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coți de zid până la poarta gunoiului. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bethacheremului, a dres poarta gunoiului a o și a pus ușile în cuietorile și zăvoarele. Șalun, fiul lui Col mai marele peste ținutul Mitzpa, a dres poarta izvorului. A -o, a acoperit-o cu scânduri și a pus ușile în cuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lângă grădina împăratului până la treptele care pogoară din cetatea lui David. După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul bet a lucrat la dregerea zidului până în fața mormintelor lui David, până la iazul care fusese zidit și până la casa vitejilor. După el au lucrat leviții Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat pentru ținutul său Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. După el au lucrat frații lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. Și alături de el Ezer, fiul lui Josua, mai marele Mitzpei, adres o altă parte a zidului, în fața suișului casei armelor în unghi. După el Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliashib după el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, adres o altă parte de la poarta casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib. După el au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului. După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. După el, Binui, fiul lui Henadad, adres o altă parte de la casa lui Azaria până la unghi și până la colți. Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea temniței. După el, a lucrat pe Daya, fiul lui Pareoș slujitorii templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul porții apelor, la răsărit și până în dreptul turnului care iese în afară. După ei, tecoiții au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare care iese în afară până la zidul dealului. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. După ei, Tzadok, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Shemaia, fiul lui Shecania, păzitorul porții de la răsărit. După el Hanania, fiul lui Shelemia și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața odăii lui. După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor templului și negustorilor, în dreptul porții Mifkad și până la Odaia de sus din Colț. Argintarii și negustorii au lucrat între Odaia de sus din Colț și Poarta Oilor.